Jurnaliștii TV8, Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, realizatorii emisiunii Dincolo de Nistru, au fost reținuți astăzi timp de peste 2 ore la trecerea de pe Nistru în satul Gura Bâcului de câțiva, așa ziși, pacificatori. Militarii care purtau pe uniforme simbolurile Federației Ruse fiind înarmați, le solicitau insistent colegilor noștri să șteargă imaginile foto-video înregistrate. Ziariștii au refuzat să se conformeze, au chemat poliția și au solicitat intervenția Comisiei Unificate de Control. După lungi negocieri și discuții, jurnaliștilor li s-au permis să plece. Chiar și așa, aceștia au afirmat că vor depune o plângere la poliție. Suntem în pericol, domnii vor să ne rețină, vor să ne ia aparatele de filmat, de fotografiat și noi chiar avem nevoie de intervenția poliției. Incidentul a avut loc astăzi în timp ce jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, realizatorii emisiunii Dincolo de Nistru de la TV8, mergeau să o filmeze pe eroina unui nou episod. La trecerea de pe Nistru în satul Gura Bâcului, aceștia au fost stopați de către reprezentanții așa ziselor forțe mixte de menținere a păcii, care purtau uniform cu simbolurile Federației Ruse. Pe lângă faptul că erau înarmați, aceștia au întins și o bandă cu țepi în fața mașinii în care se aflau jurnaliștii. Отказываетесь удалять фото видео данного поста. От вас просто ничего не требуется. Просто удалить фото и видео. А почему мы должны? Почему мы должны вам подчиняться? Мы миротворческие силы. Миротворческие силы, у них другие задачи. Они не должны прессе мешать работать. У вас есть разрешение на фото и видеосъемку данного объекта? Да, uitați-vă, вы рог. Noi avem legitimație. У вас нет разрешения. La fața locului s-a mai deplasat o echipă TV8 pentru a afla mai multe detalii. Acolo am surprins câțiva polițiști, dar și un reprezentant al oficiului avocatului poporului, care însă nu ne-au putut spune clar ce urmează să se întreprindă pentru ca ziariștii să fie lăsați să plece. Știți-vă că ați fiți reținut și dumneavoastră, dați-vă într-o parte. Păi spuneți-mi ce se întâmplă. Dați-vă într-o parte că ați fiți reținut și dumneavoastră. De ce să fiu reținută dacă stau pe partea aia? Ascultați-mă pe mine și puțin întrebări dați. Eu spun, vine ofițerul din urmă noastră. Uitați-vă atent. Dați-vă într-o parte. Spusele ofițerului Federației Ruse, persoanele din mașină au filmat neautorizat postul. Dumnezeu acum comunică cu reprezentantul militar, nu știu a cui. Au venit comisie reprezentanței observatorii militari din 4 părți și ei comunică. Mie nu ni s-a permis într-un post discut cu ei. Am încercat să ne apropiem și noi de mașina în care se aflau Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, însă nu ni s-a permis. Voi i-ați nărușit de filmare, doar unul posta. Vași colegi atcazali, vași colegi atcazali, proste. Нет, а что они нарушили? Они ввели фото, видеосъемку, отказались удалять. Все, что от них требуется, удалить и ехать дальше. Am reușit să discutăm cu aceștia doar prin telefon. Noi suntem acum blocați, suntem în automobil, nu putem să ieșim, pentru că în cazul în care o să ieșim, o să fim reținuți. Ne-au pus unica condiție, dacă vrem să ieșim, ștergem materialele video. Eu nu pot să-mi permit, din punctul de vedere a unui jurnalist, a libertății presei, noi amândoi cu Andrei nu putem să ne permitem să facem asta. Asta ar însemna că noi trebuie să ne așezăm în genunchi și să ieșim acum, numai ca să scăpăm de aici. După aproape 2 ore și jumătate, jurnaliștii au fost lăsați să plece, chiar dacă aceștia nu s-au conformat și au refuzat să șteargă imaginile video. Chiar și așa, aceștia afirmă că vor depune o plângere la poliție. Și au avut niște discuții îndelungate, a durat ceva timp și într-un moment dat au venit și au spus: de data asta vă permitem să treceți, dar data viitoare o să fie problematic. Nu pot ieși din mașina asta în momentul în care am să șterg materialul. Mie o să-mi fie rușine să ies din mașină și să-mi vin și să zic: știți, eu am șters materialul și am venit pentru că asta a costat libertatea noastră. Noi avem cameră de bord, care este ca acum orice mașină are cameră de bord. Ei au văzut, s-au văzut că mașina este cu numere străine. Deci ne-am simțit, prima dată m-am simțit ca un infractor, care mașina blocată, cu bandă ghimpată în fața mașinii, cu doi oameni înarmați, unul în față, unul în spate, ne-au blocat, deci ciudat. Noi putem afirma că am fost ținut ostatici, pentru că n-am putut nici la baie să ieșim. Da, acum așteptăm să găsim repede, să fugim la o baie. În mașină cu aceștia se afla și eroina
pe care urmau să o filmeze jurnaliștii. Nu ne-am speriat, am văzut că este poliția alături, am văzut că de acum a venit Comisia Unificată de Control, nu ne-am speriat, dar e o situație destul de neplăcută. Aceasta poate fi calificată o reținere ilegală? Nu este o reținere, deja v-am explicat. Este o înțelegere prealabilă din anul 92, toate filmările se fac cu prealabilă înțelegere. Asta e. Între timp, asociația Promolex a condamnat abuzurile și intervențiile nejustificate ale reprezentanților din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii. Acesta nu este primul incident de acest fel. În vara anului trecut, Viorica Tătaru și Andrei Captarenko au fost agresați de militarii din trupele de pacificatori care purtau pe uniforme simbolurile Federației Ruse. Aceștia i-au reținut pe colegii noștri în timp ce intenționau să traverseze râul Cubacul pentru a ajunge pe malul drept al Nistrului. Conflictul a durat în jur de o oră și a fost aplanat abia după ce jurnaliștii au cerut ajutorul poliției de la Dubăsari.